Arădenii care utilizează mijloacele de transport public pentru a ajunge fie la muncă, fie la domiciliu, preferă să aștepte și 10 de minute în stație după un tramvai Imperiu. Motivul este acela că sunt singurele tramvaie care circulă în Arad, dotate cu sistem de climă, utilitate care de altfel reprezintă o necesitate în aceste zile caniculare. Bine, foarte bine, în asta da. Vreau să așteptați după Imperiu față de... Da, preferăm să așteptăm. Da, e foarte frumos ăsta. Ăsta e mai frumos ca celelalte. Celelalte e cald. Și nu este singura. Domnul din imagine circulă zilnic pe traseul Vlaicu, Piața Romană. Este mândru că poate circula cu Imperio, odată că este dotat cu climă, iar de cealaltă parte pentru că este comod și modern. Foarte fain, nicio problemă. Vara? Vara, alălante a fost foarte călduroasă. Acum cu nou sistem e foarte frumos de circulat până Arad. Preferați ca să așteptați în stație după Imperiu sau de regulă luați orice tramvai, având în vedere temperaturile? Da, Imperiu, nicio problemă, el e a nostru acum. La nivelul municipiului Arad se află în circuitul transportului în comun 6 astfel de tramvaie. Primăria Arad le-a achiziționat anul trecut de la firma arădeană Astra Vagoane Călători. Tramvaiul este unul cu consum de energie scăzut, iar în plus beneficiază și de un sistem de recuperare a energiei la frânare. Un vagon are lungimea de 27 de metri și lățimea de 2,5 metri. Cu o capacitate totală de 216 călători, dintre care 44 cu locuri pe scaune.